Situația este din ce în ce mai gravă în județul Mehedinți. Cazurile de COVID-19 cresc alarmant de la o zi la alta. Doar în ultimele 24 de ore au fost înregistrate alte 61 de noi infectări cu SARS-CoV-2. Cele mai afectate localități la momentul actual sunt Godeanu Vânători și Drobeta Turnu Severin. Direcția de Sănătate Publică a înregistrat peste 7.000 de cazuri de COVID-19 la nivelul județului de la începutul pandemiei și până în prezent. Doar astăzi 61 de mehedințeni au fost confirmați pozitiv, iar alți 3 au pierdut lupta cu boala. Este cel mai mare număr de cazuri înregistrat în ultimele luni în Mehedinți. Situația epidemiologică din județul Mehedinți este următoarea. 976 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia. 521 persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice. 175 persoane sunt internate în spitalele suport COVID din județ. În ultimele 24 de ore, județul Mehedinți au fost confirmate COVID-19 61 de persoane și au fost înregistrate 3 decese. Rata incidenței cumulative COVID-19 în județul Mehedinți este de 2 la 1000 de locuitori. Odată cu numărul de cazuri, crește și rata incidenței atât la nivelul județului cât și în fiecare localitate. Godeanu Vânători și Drobeta Turnu Severin sunt cele mai afectate localități, rata de infectare ajungând chiar la 2 la 1000 de locuitori.